Ministerul Educației anunță un buget dublat pentru programul Primul Student din Familie. Au fost aprobate proiecte în valoare de peste 104 milioane de euro, cei mai mulți bani fiind alocați regiunilor mai puțin dezvoltate. Programul Primul Student din Familie are ca scop sprijinirea tinerilor din medii defavorizate să acceseze educația superioară. Reprezentanții colegiului Spiru Harat din Ploiești au gândit un proiect care a și fost aprobat în cadrul acestui program. În cadrul apelului de proiecte Primul Student din Familie, împreună cu alți patru parteneri, am depus proiectul EDIS4, Educație Inclusivă de Calitate pentru Creșterea Accesului și Participării la Învățământul Superior. Cei patru parteneri sunt Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, Liceul Tehnologic de Transporturi, Liceul Carol I Plopeni și Asociația Aresel. Valoarea proiectului cu aproximație este în jur de 7 milioane de lei. Contractul pentru această finanțare urmează să fie semnat. Elevii unității de învățământ vor fi sprijiniți să obțină note cât mai mari la bacalaureat. Prin acest proiect ne-am propus ca să ajutăm elevii care nu au în familie niciun student, fie frate, soră sau părinți, să-i ajutăm să acceadă la această formă de învățământ. Se vor face pregătiri pentru a putea obține rezultate bune, astfel încât să promoveze bacalaureatul și după aceea să se înscrie la o facultate convenabilă lor. Apelul de proiecte Primul Student din Familie este finanțat prin programul Educație și Ocupare.